Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, am văzut cât de necesar este să avem o percepție și o credință corectă cu privire la persoana Domnului Isus. El este Mesia, Unsul, Fiul lui Dumnezeu, venit să ridice păcatul omenirii. El a murit și a înviat pentru ca noi să fim biserica sa, responsabilă cu deschiderea împărăției cerurilor pentru cei pierduți. Încă o dată subliniez că este importantă această mărturie completă cu privire la Domnul Isus, lui Petru nu-i convenea ca Domnul Isus, Mesia, să moară crucificat la Ierusalim și cu toate acestea era singura cale ca noi să fim salvați. Știu că sunt mulți cărora le este ușor să creadă în Domnul Isus ca fiind fiul lui Dumnezeu, medic bun, prieten apropiat, mângâietor, dar nu Isus crucificat pentru păcate. Nu ne este ușor să acceptăm acest lucru cu privire la Domnul Isus, pentru că nu ne este ușor să acceptăm că suntem păcătoși. Nu vrem să acceptăm că suntem păcătoși, pentru că Domnul Păcatului, Satan, se luptă să rămânem de partea Lui. Atunci când acceptăm că Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre, acceptăm și ca El să fie Domn în viețile noastre. Domnia Lui înseamnă că nici Satan, nici noi înșine, nu mai suntem pe tron, ci Domnul Isus care a biruit moartea prin înviere, El care este capul Bisericii, El care va veni să-și ia această Biserică ca pe o mireasă. El este Domnul. O, Doamne, vino mai curând! Dar acel moment este unul cunoscut numai de Tatăl. Până atunci, noi trebuie să ne lăsăm pregătiți ca biserica lui și să ne achităm de onorabila sarcină de a deschide calea împărăției pentru cei din jurul nostru. Studiul Cuvântului lui Dumnezeu face parte din cadrul acestei pregătiri. De aceea să nu uităm să rugăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne dea acea înțelepciune de care avem nevoie pentru a înțelege care este voia lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. Să ne întoarcem acum la Evanghelia după Matei, capitolul 17. În acest moment mai sunt aproximativ șase luni până când Domnul Isus va merge la Ierusalim pentru a fi crucificat. În ultimul verset din capitolul 16, verset care sună așa, Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe fiul omului venind în împărăția sa. Domnul Isus a anunțat deja un eveniment ce face parte din specificul împărăției sale. Este vorba despre schimbarea la față. Eveniment asupra căruia o să ne aplecăm privirile îndată. Unul din cei prezenți la acel eveniment, Simon Petru, scrie în cea de-a doua a sa epistolă următoarele cuvinte. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște bazme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcere”. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. Cu alte cuvinte, schimbarea la fața Domnului Sus a fost o imagine prefigurativă a împărăției cerurilor, așa cum va fi ea când va fi pe deplin instaurată. Petru confirmă aceste lucruri chiar la câțiva ani după ce are loc acest eveniment. Evenimentul nu este întâmplător și are o semnificație aparte în ceea ce privește speranța noastră cu privire la împărăția lui Dumnezeu. A avut atunci pentru ucenici și trebuie să o aibă acum pentru noi această specială semnificație. Despre ce este vorba? Domnul Isus, acolo pe munte, ne arată ce se va întâmpla cu noi atunci când El va veni și împărăția va fi instaurată pe deplin. Un alt martor la acel eveniment scrie și el, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cel care scrie este Ioan, și sunt cuvintele din prima sa epistolă, capitolul 3, versetul 2. Domnul Isus a fost glorificat înaintea morții și învierii sale, nu pentru el, ci pentru noi. Nouă ne-a fost arătat ce se va petrece atunci. Dar să vedem evenimentul în sine și reacțiile celor care au participat la el. După șase zile, Isus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan fratele lui și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la fața înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Domnul Isus urcă cu numai trei dintre ucenici sus pe munte. Acolo are loc o schimbare a înfățișării Domnului Isus, schimbare atât de evidentă, încât toți cei trei pot să o vadă. Matei spune că fața Domnului strălucea ca soarele. Cred că această lumină neobișnuită venea mai degrabă din interiorul lui decât de undeva din afară. Se poate să fi fost același gen de lumină care îi acoperea pe Adam și Eva în grădina Edenului înainte de a păcătui. După ce au păcătuit, ei au descoperit că sunt goi. Până atunci aveau această haină a neprihănirii care îi acoperea. Cuvântul schimbare este și el unul interesant. El înseamnă metamorfoză. Este exact același lucru care se petrece cu o omidă, care într-o bună zi devine un fluture frumos ca urmarea metamorfozei. Cu alte cuvinte, este vorba de o schimbare a formei sau structurii. Dragii mei, când va veni Domnul nostru și când împărăția lui va fi instaurată, trupurile noastre vor cunoaște și ele această minunată schimbare, această metamorfoză. Indiferent că au fost înjumătățite, vătămate, suferinde, când am fost aici jos pe pământ, atunci ele vor fi transformate, schimbate așa cum a fost schimbat și Domnul nostru. Aceasta este speranța noastră. Acum când sunt atâtea boli care mutilează trupurile, lucrul acesta trebuie să ne dea mângâiere. Dar nu numai schimbarea înfățișării are loc în acele clipe. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Moise și Ilie sunt două personaje reprezentative pentru istoria poporului evreu. Moise este reprezentativ pentru lege, el este cel prin care Dumnezeu și-a transmis voia sa, legile sale. Ilie este, la rândul lui, reprezentativ pentru statutul Profetului. Însoțit de o mare putere, caracterizat de un puternic spirit combativ, Ilie rămâne imaginea Profetului în slujba lui Dumnezeu: Profetul care nu face compromisuri, Profetul care luptă pentru Domnul. El este cel care a fost doar la ceruri, în niște care de foc. Legea și profeții stăteau acum ca o garanție pentru ceea ce va face Domnul Isus. Ucenicii nu știu ce să spună. Petru simte nevoia să spună ceva, ca de obicei. Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici trei colibi: una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Se pare că nu era un moment potrivit în care Petru să spună ceva. Dumnezeu era cel care avea ceva de spus. Luca spune chiar că Petru nu știa ce spune. Dragii mei, de multe ori o luăm și noi înaintea lui Dumnezeu, și poate chiar nu-i dăm voie să vorbească. Dumnezeu vorbește în această situație și depune și el o garanție cu privire la Domnul Isus. Pe când vorbea el, încă iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea. Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Este foarte importantă această afirmație pe care o face Dumnezeu cu privire la Domnul Isus. Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Nu știu dacă această voce a mai fost auzită vreodată recomandând pe cineva în felul acesta. Aceasta pentru că Domnul Isus este unicul fiu al lui Dumnezeu, singurul în care Dumnezeu își găsește plăcerea. Desigur, el își va găsi plăcerea în oricine va crede în Domnul Isus. În momentul în care aud aceste cuvinte, ucenicii cad speriați. Când au auzit, ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Isus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis, Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Isus singur. Nu știm cât a durat totul, dar a fost de ajuns pentru a ne arăta măcar o sclipire din măreția Domnului nostru slăvit în împărăția cerurilor. Dragii mei, ce imagine magnifică! Suntem noi oare vrednici de așa ceva? Trupuri transformate, cea mai selectă companie, dar mai ales prezența lui Dumnezeu? Trebuie să ne lase și pe noi fără grai și cu fețele plecate. Este numai îndurarea și dragostea lui Dumnezeu aceea care ne oferă așa ceva. Nu cred că avem măcar capacitatea să înțelegem în valoarea adevărată a lucrurilor pe care tocmai le-am văzut, așa cum nici ucenicii nu au înțeles la acel moment. A fost nevoie de venirea Duhului Sfânt în viața lor pentru ca ei să înțeleagă multe din lucrurile legate de viața și misiunea Domnului nostru. Să ne rugăm, dar și noi, pentru aceeași iluminare. Acum, Domnul coboară împreună cu ucenicii. Pe când se coborau de pe munte, Isus le-a dat porunca următoare să nu spuneți nimănui de vedere aceasta până va învia fiul omului din morți. Ei nici nu știau ce să spună, pentru că, așa cum spuneam, nu înțelegeau. Dar odată cu învierea Domnului Isus, urcarea lui la ceruri și coborârea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii, au ce să spună și vor spune. Acum au însă o întrebare. Ucenicii i-au pus întrebarea următoare. Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Interesant este că de această dată nu mai este Matei cel care citează profeția, ci chiar Domnul Isus. Drept răspuns, Isus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că și a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să suferă și fiul omului din partea lor. Aceasta era o profeție făcută de Maleahi. Matei ne spune că ucenicii s-au gândit imediat la Ioan Botezătorul, Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Pentru oricine credea că Domnul Isus este regele, Mesia, Ioan, da, era Ilie, profetul care pregătea calea regelui. Dar, din această atmosferă cerească, Domnul coboară pentru a lua din nou contact cu problemele și necredința oamenilor. Dragii mei, și noi trăim atât în atmosfera cerească a muntelui, atunci când stăm în comuniune cu Dumnezeul nostru, dar trebuie să luăm contact cu realitățile destul de triste din lumea noastră. Domnul nu a fugit de ele, ci a încercat să aducă rezolvare. Nici de la noi nu se așteaptă altceva. Și noi trebuie să facem ceva pentru cei din jurul nostru. Și oare ce putem face mai bine decât să îi îndreptăm pe oameni cu privirile către el? Dar să vedem ce ne relatează Matei. Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cad în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincios și pornind la rău, a răspuns Isus. Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Isus a certat dracul care a ieșit afară din el. Și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Ați recunoscut probabil episodul. Este vorba despre băiatul îndrăcit. Probabil acesta a fost cel mai greu caz adus la Domnul Isus. Era de asemenea o situație delicată pentru că ucenicii nu au putut face nimic. Cred că este o bună imagine pentru a exemplifica starea bisericii în raport cu o lume posedată. Normal ar fi ca biserica să aibă un impact decisiv, să aducă vindecare, dar se pare că este neputincioasă. Se pare că îi lipsește forța necesară. De ce? Pentru că nu cunoaște suficientă psihologie sau alte metode? Sau pentru că nu are suficienți bani? Nici nu are nevoie de acestea. Pentru că nu ele sunt adevăratele nevoi ale Bisericii. Și pentru că nu ele sunt rezolvarea problemelor acestei lumi. Unii încearcă să rezolve problemele lumii prin aceste metode, dar este o mare greșeală. Ascultați care era problema ucenicilor și este și a noastră. Atunci ucenicii au venit la Isus și i-au zis deoparte, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Isus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici acolo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință, dar acest soi de dragi nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Cuvintele destul de grele pe care le spune Domnul Isus ucenicilor nu sunt o admonestare, ci mai degrabă o atenționare cu privire la importanța credinței. Apropo, cu privire la acest pasaj, este o povestire care ne spune și ea ceva cu privire la credință. Se spune că era o femeie în vârstă care locuia într-un ținut deluros și destul de departe de biserică. În fiecare duminică, când voia să meargă la biserică, trebuia să urce un deal care era chiar în fața casei și care o obosea peste măsură. De multe ori renunțase chiar să mai meargă la biserică din pricina dealului. Într-o zi citește și ea acest pasaj și își spune Asta era. Am să scap eu de dealul acesta. Începe și se roagă și spune Doamne, eu cred că pot să-l muți de acolo. A doua zi, dis de dimineață, sare repede la geam și... Dealul era tot acolo. Dezamăgită, ea spune, Eh, știam eu că tot acolo o să fii. Nu în felul acesta lucrează credința. Ea nu este un instrument de manipulare a lui Dumnezeu. Credința vine din cunoașterea lui Dumnezeu și duce la cunoașterea lui. Ea este foarte importantă. Domnul Isus îi pregătește tot mai mult pe ucenici pentru acel moment în care trebuie să termine misiunea lui în această lume. Pe când stăteau în Galileea, Isus le-a zis. Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî. Dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Modul în care el încheie această misiune este moartea pe cruce. Din nou, Domnul Isus se informează cu privire la ceea ce se va întâmpla cu el. Aceasta ar fi cea de-a treia dată când le vorbește despre patimile, moartea și învierea sa. Se pare că până acum ucenicii nu au fost atenți decât la aspectele legate de patim și moarte fără să audă și ultima parte legată de învierea Domnului. Ea este la fel de importantă ca și primele două. Ea este aceea care confirmă că jerfa Domnului Isus a fost într-adevăr jerfa mielului. Deci, este jerfa care va aduce izbăvirea de care are nevoie această lume. Prima dată când ne înștiințează cu privire la aceste lucruri, se afla în cezarea lui Filip. Acum se află în Galileea, pe drumul către Ierusalim și le spune același lucru, Dragii mei, ucenicii sunt triști și chiar supărați de această situație. Dar vedeți, ei nu înțelegeau că era nevoie de această jertfă. Domnul Isus nu comitea un act sinucigaș întărâtându-i pe farisei și apoi punându-se la dispoziția lor pentru a fi omorât. Deci nu este vorba despre faptul că fariseii pun mâna pe el împotriva voinței lui și au terminat-o cu el. Nu este niciuna din aceste situații. Totul face parte din planul lui Dumnezeu, fiecare pas este făcut în mod deliberat, planificat, pentru că este vorba de planul inițiat de Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Iar patimile, moartea și învierea Domnului Isus erau parte a acestui plan. Acum, Domnul Isus se întoarce la Capernaum și are o întâlnire cu cei din administrația locală. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și au zis Învățătorul vostru nu plătește darea? dar aceasta consta în două drahme și era colectată anual pentru templul din Ierusalim. Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Isus i-a luat înainte și i-a zis, Ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiilor sau de la străini? Petru i-a răspuns, De la străini? Și Isus i-a zis, Așadar, fiii sunt scutiți. Să nu uităm că este vorba despre o taxă pentru templu, deci, era una dată lui Rod sau guvernatorului roman. Or implicația întrebării domnului Isus era foarte clară. El era fiul lui Dumnezeu și nu ar fi trebuit să plătească nicio taxă. Dar, el nu vrea să ispitească pe acei oameni. Cred că avem aici un principiu cu privire la ispită și păcat. Ascultați ce spune domnul. Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. deschide gura și vei găsi în ea o rublă pe care ia o și dă le lor pentru mine și pentru tine. Domnul nu vrea să-i facă să păcătuiască pe acei oameni. Dumnezeu niciodată nu ne pune în situații în care să păcătuim. El cunoaște limitele noastre. Păcatul este alegerea noastră. De aceea niciodată nu ne pune în situații în care să fim ispitiți și să păcătuim, mai țineți minte ce spune Apostolul Iacov? Nimeni, când este ispitit, să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Domnul Isus cunoștea credința celor oameni și știa ce ar fi însemnat să le spună cine este și cum ar trebui să se poarte oficialitățile cu El, Fiul lui Dumnezeu. În cele din urmă, El nu face decât un circuit al lucrurilor, îl trimite pe Petru să prindă un pește primul care vine are un ban suficient să acopere taxa pentru el și pentru domnul acest episod ne spune încă o dată că totul este în mâna lui Dumnezeu și că totul este al lui nici banii noștri nici bunurile noastre de fapt nu sunt ale noastre ci ale lui Dumnezeu el ni le-a dat spre administrare este un circuit în care totul aparține lui Dumnezeu noi dăm lui ceea ce îi se cuvine, respectul nostru, cinstea pe care el o merită, chiar și bunurile noastre, trebuie să le punem la dispoziția lui. Și apoi, la rândul lui, el ne dă atâtea lucruri, ne dă sănătate, ne dă tot ceea ce avem nevoie. Este foarte adevărat că adesea noi ne interpunem în acest circuit. Adesea uităm că suntem administratori ai bunurilor și începem să ne credem stăpânii acestora. Nu de puțină ori Dumnezeu este nevoit să ne corecteze. Dragii mei, lucrarea Domnului Isus este una deosebită. Am văzut în acest episod o mostră din slava împărăției lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne-a arătat o mică parte din ceea ce o să se întâmple atunci când El va veni și împărăția va fi pe deplin instaurată. Totul va fi minunat. Trupurile noastre, prezența lui Dumnezeu, sunt lucruri pe care mintea noastră încă nu le poate concepe dar până atunci mai este jerfa domnului învierea lui fără de care noi nu putem fi în împărăție iar ele au fost reale și trebuie să fie la fel și în inima noastră Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transold Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.